și rău duceau. Sunt convins că și după vorba 8, urmează o perioadă, o perioadă fertilă, o perioadă care poți scrie pentru că ai timp, ai înțelepciune, ai acumulări. Aștept eu. Pe domnul Filipe Stoica, pe care astăzi ne lăsăm pe noi și care cu plăcere, pentru că îi se lăsă pe care Victor, ca să mă duc libertorul prin urmă și este persoana de sală, îl cunoază câțiva ani. Mai precis, în octombrie 1972. Atunci, un profesor, la Facultății de Istorie, s-a întâlnit cu foarte tânăr director. Bineînțeles, directorul îi pune unul la avantaj. Domnul profesor stă ca fiind blond, acum, arăta aproape la fel ca atunci. A fost o vorbire scurtă, la obiect. Și după care m-am convins în decurs de cam o săptămână că ceea ce spune domnul director Stoica este întotdeauna temelie. Pentru că domnul vei lucra într-un departament unde vei învăța meserie. După o săptămână m-am convins că așa e. Și a fost greu, dar a fost frumos. Deci domnul director Stoica în cele mă rog, câteva decenii în care am colaborat, mi-a demonstrat că în orice caz, în orice moment, se poate câte ceva. Când am venit în bibliotecă, lucram cam un moment în cup de carte care cuprindea materiale elaborate de comitetele orașele, municipale, județele de partid, din România și din alte țări. Imediat ce a fost posibil, domnul Lerimbeau Stoica m-a trimis în depozit și totul nu e fără loc. Și au plecat cam o jumătate de camion Carpați de astfel de literatură. În același timp, când era foarte greu să vezi un carte părinte în cealaltă parte a Europei, nu mă spune că a găsit o modalitate. Dar noi am început să se organizeze acele expoziții de carte care rămâneau pe sume cu totul de semnificativ în față de ceea ce doar bugetul instituției posibil. A fost un început de drum. Nu avem o organizare profesională. Aici, în această aulă, domnul Stoica conducea atunci Centrul Integrat de Filologie, creat în 1975, dacă ne ținem bine. Aici am putut să răspund pe Traian Simonescu, pe o echizibie, am vorbit de istoria cărții românești. Atunci s-a creat un timp și carte, prin domnul Domnului Stoica, cartea veche, o putere de care cred că a rolit. Mulțumesc încă o dată.